Salutare prieteni, bine ați venit sau bine ați revenit la mine pe canal. Vin cu un filmuleț astăzi despre plăcuțe de frână și de ce e bine uneori să alegem plăcuțele de frână de origine. În cazul ăsta avem niște plăcuțe din grupul Renault. Sunt folosite și la Nissan, la anumite modele. Avem aici câteva coduri echivalente sunt pentru Sandero 2, Logi 1 și 2, Duster 1 și 2, Docker, Nissan Townstar, ceva pe la Captur, Megan 3, Senic, Clio 5 și Renault Express sau Zoe. Uite și Zoe are plăcuțe mai mari pentru electric. Și despre ce este vorba, e un pic afectată cutia, dar nu contează. Haideți să vă arăt cum se prezintă aceste plăcuțe original, de origine, cum se spune pe partea asta de Dacia Renault. Avem câteva instrucțiuni în care îți spune niște lucruri de bază despre care trebuie să ții cont. Cred că sunt obligatorii să existe pentru că majoritatea producătorilor pun așa ceva în cutiile cu plăcuțe. Avem aici o informație, o notă internă pentru că aceste plăcuțe sunt au un pachet și o un soare specială, un plic cu ceva, un soare specială, Renault Gris scrie aici. Și ți arată, pentru cine nu este familiarizat cu aceste piese, sunt doi port etrieri. Și aici sunt zonele unde plăcuța, tipul ăsta de plăcuță, numit Hammerhead, tipul ăsta de plăcuță, deci ciocul ăsta atinge pe zonele astea și în momentul când frânezi are o mișcare pe zonele astea. O translație pe aceste canale, să le zic. Zonele astea sunt prelucrate mai precis, sunt când sunt noi sunt niște suprafețe foarte fine, dar în timp mai ruginesc, se mai depune mizerie și atunci trebuie să avem grijă că atunci când schimbăm plăcuțele să curățăm aceste zone cu o perie de sârmă, să le suflăm cu aer comprimat sau să le curățăm cu spray de frâne și să aplicăm un soare asta specială sau un soare compatibilă care ține la temperatură, care rezistă și își face treaba. Ce este important, aici în general este necesar să fie folosită un soare metal free, care să nu conțină particule metalice să facă pilă electrică pentru că în anumite condiții poate apărea o coroziune și de exemplu pasta de cupru poate face chestia asta acum depinde și cât de rar schimb plăcuțele și sunt multe discuții dar în general este bine să aplicați o unsoare pe zonele astea ca să le protejeze contra coroziunii și să alunece mai ușor și plăcuțele. Bun, deci asta e o notă internă care vine în pachet. Uite ce frumos sunt ambalate plăcuțele ca să nu se deterioreze. Și am să scot un set. Sunt plăcuțe diferite stânga-dreapta. De asemenea sunt plăcuțe care, chiar dacă au aceeași formă, au aici clemele astea de prindere pentru pistonul etrierului. Deci aici intră pistonul, se pun spre interior, spre motor. Și ce este important, au o săgeată. Au sens. O să vă spun dacă rămâneți pe canal spre sfârșitul videoului, o să vă explic imediat și ce, ce rol au aceste marcaje și de ce sunt făcute chiar dacă plăcuțele arată la fel la prima vedere și pot părea identice. Apropo, știți că sunt mulți care nu țin cont și nu știu pentru ce sunt aceste săgeți și montează plăcuțele cum le vin la mână. Am rugămintea dacă se poate și dacă vă place ce vorbesc pe aici să îmi dați și mie un like la video, în josul imaginii și să vă abonați la canal dacă nu ați făcut o încă. Hai să continuăm acum și cu explicațiile și să vă spun de ce este bine dacă nu știți ce plăcuțe să alegeți să mergeți pe variantele originale chiar dacă sunt mai scumpe. În primul rând ați văzut și voi avem tot felul de accesorii, precum în soare asta specială. Mai avem niște informații interesante. Mulți producători, în funcție de tipul etrierului și de sistemul de frânare, pot să pună tot felul de tablițe care vin ca accesorii, pe care nu le găsiți în pachete aftermarket, în produse aftermarket. La aftermarket sunt producători care se respectă și care copiază și vin cu lucruri cât mai apropiate de varianta originală sau sunt chiar producătorii original care ambalează și în cutiile lor produsele care le fac pentru prim montaj sau sunt producători care vor să câștige piață și atunci vin cu niște produse aparent similare la prețuri mult mai bune, că așa intri pe piață și așa reușești să vinzi. Vin cu niște plăcuțe pentru aceeași mașină, ai un nume, eventual, în spate și spui: băi, plăcuțele noastre sunt la jumătate de preț față de cele originale și frânează foarte bine. Folosim, nu știu, o rețetă foarte bună de material de fricțiune. Și poate fi așa, dar de unde se reduce costul? Din accesoriile plăcuței, și accesoriile pot fi aceste tablițe sau un material special care este aici, care deconectează pistonul de. Plăcuță pentru a nu apărea anumite zgomote sau anumite probleme la frânare sunt lucrurile par simple în general, adică ai două plăcuțe, le apeși acolo și frânează pe un disc, așa la prima vedere, dar este mai complex ce se întâmplă, încărcările sunt diferite, discul dacă se învârte așa, plăcuțele vor fi mai încărcate în partea de sus, pentru că favorizează apăsarea mai puternică. Etrier avem clasic cu un piston pe o singură parte, nu este un etrier multipiston care are pe ambele părți pistoane și atunci plăcuța din exterior nu va suporta aceeași forță ca plăcuța din interior unde este pistonul și la fel trebuie să fiți atenți pentru că dacă vă uitați prin jantă și vedeți că plăcuța asta nu s-a tocit destul de mult, este posibil ca plăcuța dinspre pistonul etrierului să fie mult mai tocită, uneori să ajungă chiar la plăcuța asta de bază metalică și să vă distrugă și discul. Deci, trebuie puțină atenție, mai ales dacă nu aveți un sistem cu senzor de uzură. Și hai să vă arăt care sunt avantajele acestor plăcuțe, pe lângă compatibilitatea dimensională, care este foarte importantă aici. Dacă nu avem niște toleranțe foarte stricte pe zonele acestea la frânare. Pot apărea zgomote în etrier, tot felul de clicuri și de vibrații, vibrații care se pot transmite și se pot transforma în scârțit. Toată lumea știe și spune, domne, scârțitul este de la material, că e nu știu ce compoziție, nu este neapărat de la material, este de la tot ansamblul sistemului de frână, de la etrier, de la plăcuțe, de la discuri, care în anumite condiții. În frânare intră în acea rezonanță și produce scârțâitul, care este evident neplăcut. Uite, dacă considerăm piesa asta, cum se zic, cilindrul ăsta de de cauciuc, de cauciuc, de carton pe post de etrier de pe post de piston de etrier și îl punem aici, cum era făcut să protejeze aceste cleme observăm că el atinge plăcuța pe această zonă, pe această uh, piesă intermediară din tablă metalică, care în zona asta este decupat, da? are un decupaj. Și aici vă voi spune imediat ce se întâmplă, pentru că există și un sens. Asta este sensul de rotație al discului la mersul înainte. Asta este o plăcuță, de exemplu, dacă etrierul, în cazul Duster, este în fața roții, o plăcuță care se montează pe interior, în partea stângă. Deci discul mașinii se învârte așa, în mersul preponderent înainte, unde se produc cele mai multe dintre frânări. Și în momentul în care plăcuțele din exterior nu contează în cazul ăsta, deci pot fi puse și pe stânga și pe dreapta, în momentul în care aplicăm frâna, pistonul apasă uniform, dar tendința este ca plăcuțele să se tocească mai mult în partea de sus, unde vine discul și forța este mai mare prin învârtirea discului. Și atunci, pentru a se compensa acest efect și pentru ca plăcuțele să se tocească uniform, s-a făcut acest decupaj și atunci pistonul tinde să apese mai mult pe zona asta de aici. E, sunt chestii de detaliu care la mulți producători nu mai există. Deci, nu se mai fac aceste materiale, aceste plăcuțe metalice intermediare. Și atunci, lucrurile pot fi diferite în realitate. Iar aici, dacă vin și aruncă, eu știu, un material oarecare să fie la ochi, să arate ca aspect, ca plăcuțele originale, este posibil ca după câteva frânări, dacă nu este ce trebuie aici. Pistonul, din cauza forței, să penetreze acel material și să atingă tot pe plăcuța de bază, pe placa principală a plăcuței. Și atunci este doar o chestie estetică pentru montaj, sau ca să vadă clientul prima dată că arată aproximativ la fel ca plăcuța originală, dar din punct de vedere funcțional, tehnic, în exploatare, nu are niciun rol concret dacă el se, materialul acela se penetrează după câteva frânări din cauza forțelor care apar în zona asta. Și atunci pot apărea iar probleme. Bineînțeles, în perecherea cu discuri și cu alte elemente ale sistemului de frână este importantă. Mulți investesc în cine știe ce plăcuțe sau și au ceva mai sport dar uită să schimbe lichidul de frână, discuții putem avea mult timp de acum încolo, nu vreau să vă plictisez, deci cam asta este ideea cu plăcuțele originale. În general vin adaptate mult mai bine sistemului vostru de frână și trebuie să fiți atenți pentru că în general la mașinile japoneze unde sunt tot felul de alte sisteme care patentate au tot felul de prinderi care au tablițe tensionate care împing înapoi plăcuțele și oferă o fiabilitate mai mare și retrag plăcuțele după disc, se tocesc mai greu, dar toate astea trebuie atent verificate la montaj și înlocuite dacă este necesar. Nu întotdeauna vin în seturile de plăcuțe și uneori trebuie comandate separat, dar acolo este necesară experiența. Aștept să-mi spuneți și mie în comentarii ce părere aveți despre plăcuțele astea, și ce alegeți voi în uh, uh, exploatare? Adică, când aveți șansa de a, sau ocazia să faceți alegerea pentru plăcuțele voastre de frână. Pe final, o să vă mai fac atenția asupra câtorva detalii, în sensul că, indiferent ce plăcuțe alegeți, fie că este vorba de cele de origine, fie că este vorba de plăcuțe sport sau niște plăcuțe de buget mai ieftine. Trebuie să aveți grijă la montaj sau să vă alegeți un montator care acordă atenție. Un montaj de plăcuțe care se face ieftin în general și dacă alegi mecanicul la care le montează cel mai ieftin, s-ar putea să ai surprize. Pentru că dacă doar scoți plăcuțele vechi, ai dat trierul la o parte, ai aruncat plăcuțele noi înăuntru, nu verifici nimic, ai strâns șuruburile și ai dat drumul la mașină pe șosea, eventual nu ai nici stand de frâne să testezi după ce ai făcut operația de schimb sau intervenția asupra sistemului de frânare, ai toate șansele ca și dacă folosești plăcuțe scumpe și de calitate să apară probleme, tot și neuniforme sau o frânare incorrectă, ineficientă, supraîncălzire. Puteți să le enumerați și voi și știți la ce mă refer. Deci montajul are un rol foarte important. Mecanicul trebuie să aibă răbdare să observe, să vadă dacă ai culise îndoite, dacă nu sunt unse, să nu le ungă cu orice unsoare, să folosească o unsoare rezistentă la temperatură, o unsoare adecvată pentru acea operațiune. Și există pe piață, la prețuri foarte bune, soluțiile potrivite. Nu ai un tub de unsoare care o folosești la șuruburi, la bolțuri, la culise la orice, că nu e ce trebuie chiar dacă la ochi sau la mână poate părea la fel. Și toată atenția trebuie acordată în zonele astea de contact, să fie curate, să le curești cu o perie de sârmă. Acum ca sfaturi pentru sănătatea voastră dacă curățați cu aer comprimat, nu inhalați praful acela, aveți grijă cu aerul comprimat puternic că puteți să deteriorați garnituri sau să le scoateți din locașurile lor, să nu mai calce corect. Ideal este să curățați cu perii de sârmă și să spălați cu șperiuri de frână toată lumea știe cum arată un spray de frână și cum este folosit, probabil e cel mai comun, care, produs care este cumpărat într-un atelier și la sfârșit să gresați, cum v-a spus, cu un soare potrivită. Doar în felul acesta vă veți asigura că mașina va frâna corect, că nu vor exista zgomote și că totul va fi ca la carte. Por la treabă și nu uitați să-mi dați și mie un like Não subscribe